pasiune care a fost regina pasiunilor în secolul XIX. Astăzi, în România, în aprecierea mea, mai sunt cam 5.000 de colecționari, ceea ce e mult. Și aceștia sunt colecționari declarați cu carnete, scriși în asociații din țară, din București. Și pe lângă ei mai sunt cel puțin 10.000 de colecționari care nu-și declară apartenența unei societăți sau unui club filatelic. Cred că pasiunea pentru filatelie se naște și dintr-o pasiune pentru istorie. Lucrând cu aceste obiecte de mici dimensiuni, am înțeles de ce filateliști din întreaga lume investesc atât de mult în această activitate minuțioasă și rafinată. Marea masă a filateliștilor sunt cei care acumulează timbre emise de Poșta Română, de alte administrații poștale din lume, pentru plăcerea vizuală, pentru educația copiilor, în special dedicate domeniului cultural. Cei care se ocupă de comerțul de timbre sunt acele persoane care și câștigă din astfel de tranzacții. Unii mai mulți, alții mai puțin, după priceperea fiecăruia. Raritatea unui timbru este dată în primul rând de raritatea emisiunii lui. Cu cât a fost emis mai puțin, cu atât timbrul este mai valoros. Desigur, există unele timbre care surprind întru totul orice pasionat de filatelie. Primele timbre clasice românești, celebrele cap de bouri care sunt cunoscute toată lumea, într-un top internațional, sunt cam în primele 10 rarități ale lumii. Așa că, din acest punct de vedere, filatelia românească e în frunte, ca să spun așa. Însă timbrele românești sunt timbre cunoscute la nivel mondial. Mari colecționari ai lumii de timbre românești au fost colecționari străini, în special. Timbrele românești au făcut parte din marile colecții a unor personalități filatelice internaționale. Și astăzi, cea mai mare colecție de timbre clasice din lume aparține unui cetățean britanic care locuiește la Londra, în casa prințesei Diana, și care cu colecția lui a câștigat cele mai mari premii la expozițiile naționale, mondiale, europene. A câștigat tot ce se putea câștiga la momentul de față. Printre piesele importante ale acestei licitații se numără și câteva scrisori ce au circulat prin mâinile unor oameni significanți în istoria României, precum Ecaterina Cogălnicianu, soția lui Mihail Cogălnicianu, dar și regina Elisabeta I-a României, soția regelui Carol I. După Revoluție, în România s-au mai organizat licitații de timbre, unele reușite, vreo 7 ediții. Au fost și alte încercări la Timișoara, la Brașov și la București. Eu sper ca implicarea Casei Armarx să fie de bun augur, atât prin puterea organizatorică și în special prin impactul care îl va avea datorită promovării acestui eveniment printre filateliști.